Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, domnul Nicolae Paliț e chiar aici lângă mine. Bună seara, domnule Paliț, și bine ați revenit la noi. Și eu vă zic bună seara și vă mulțumesc de invitație. Eu am înțeles că Magdalena a filmat și partea a doua a reportajului cu o altă colecție, cea de murături și conservături, conserve de fapt, și tot, că sunteți priceput și la asta. Eu de fapt am o expresie dintotdeauna, copilul ce vede acasă, face și în casa lui. Eu chestia asta le-am avut la părinții mei. Taică mea era un mare gospodar și maică mea de altfel era, cum îmi place mie să zic, pe lângă faptul că era cântăreața casei, ea era o bună gospodină și era și bucătăreasă pe la anunți și cu mătrii prin anii aceia, știți cum era pe vreme aceea, da, scoacă colaci pentru naș, pentru cumătri, să facă, să zicem, diferite bucate la oală, la cuptor. Era o chestie. Dar taică-mi eu, dintotdeauna mi-a altuit dragostea asta de a fi gospodar, să zicem, dacă era vorba de pus murături în beci, să zicem, fiecare roșie trebuia să bată, să fie bine și pusă la punct, să fie obligatoriu în varza, mă rog, eram de fapt o familie mai măricică, noi fiind 12 copii, 5 frați, 7 surori, vă dați seama, familia numeroasă. Și atunci el avea grijă ca să fie toate pus la punct. Pe lângă faptul că trebuia să aibă și un pahar de vin în beci, că poate să vină cineva în vizită. Pe atunci era obligatoriu să se taie un porc la Crăciun, să facă jumeri și să le avem, să le avem în beci acolo, o oală mare care pregătită. Obligatoriu era, dacă era familia mare, să avem să zicem și oi și păsări și ouă și brânză și lapte, o vacă care să mulge era obligatoriu. Adică... Ce se voi gospodărie? Ați crescut într-o gospodărie mare. Tata m-a luat și la coasă, m-a luat și la curățul la vie și la tras la teas și la tras răvacul și la... multe și multe. Eu, de fapt, îmi place să spun lucrul ăsta. Câteodată mi-amintesc că mai privește lumea, să zicem, am și în filmul acela documentar care îl am eu, tot așa am vorbit despre gospodărie și despre ceea ce îmi place să am acasă. Și cineva mă întâlnește, mi-amintesc, la Mold Expo și mă întreabă: domnul Nicolae, dar cum faceți, cum puneți harbujele la murat? Și eu zic, băi, haide să iau o lecuță de timp și să-i explic omul. Lucrurile astea trebuie să-ți placă, de fapt. Și eu vreau să vă zic că toate chestiile astea le am. Într-un timp, să vă spun de acum toată istoria până la capăt, mi-a făcut fratele, că este un meșter foarte bun din sat, fratele Vasile, mi-a făcut un butoiaj de 50 de litri. Două, unul de 50 de litri și altul de 50 de litri, unul era de fapt 60 și făceam vin alb și vin roșu la balcon, la rece. Dar cu timpul eu vedeam că n-are cine-l bea, că eu nu sunt băutor și mai vinea cineva, nu spune, și acum lumea nu prea servește, cu toate că sunt cei care servesc prea mult. Și într-un timp am zis fratelui, băi, eu ți-aduc butoaiele acasă, adică butoaie. Băi de mine, ți le aduc când are cine bea vinul. Dar varză e obligatoriu, în fiecare an o am. Și am un vas de ăsta de plastic alimentar, un butoi de plastic alimentar, unde pun varză la balcon și se murează destul de bine și o am varză mea pentru sarmale, pentru voș căzut, pentru... Păi nu eu, soția, dar domnul să o odihnească, nu mai este printre noi, dar eu continui tradiția să o fac, să am varză murată. Anul ăsta sarmale n-am făcut, dar am împrumutat și pentru cei care vor să facă, pentru vecini. Dar am făcut borș căzut, că îmi place și știu cum se face. Da. Și e o chestie frumoasă. Plus la faptul că dacă îți place, și eu mai spun la toată lumea, băi, dacă intri în gospodăria artistului Nicolae Paliț, nu se întâmplă să nu se închide un geam, să nu se încuie o ușă, să nu lucreze un întrerupător sau o priză, sau să curgă apa la rubinet, așa în zadar și nu funcționeze, sau la baie. Chestiile astea trebuie să fie puse la punct. Deci, și așa și de bine unui gospodar. Organizat și... Dar în copilărie, ce nu vă plăcea să faceți cel mai mult din toate responsabilitățile gospodăriei? Dar o făceați oricum, că trebuia să ajutați părinții. Eu vreau să vă zic o chestie, este o amintire. Îmi plăcea orice.
dar și eu practic că nu am avut copilărie. Taică-mi era lăutar și cânta la nunți și cu mătrie în sat și în satele vecine. Și aveam acasă mai multe instrumente. De fapt, muzica se dă greu și toți muzicienii cunosc acest lucru. El, la început, am început și, de fapt, la origine sunt acordeonist și am început să cânt. Dar de fiecare dată, tata nu mă impunea, dar s-a așezat lângă mine. Și încetșor, el la un instrument, eu la altul, să vedem cum ne reușește și cum și mai departe. Și uneori mă prindeam cu gândul, zic, băi, tata, n-are de lucru prin o gradă, prin grădină, să mă lăs în pace, că copilul se gândește la joacă. Da. Uite, ies pe geamul din spatele casei și mă duc la joacă. Dar când am observat că deja îmi reușește și îmi place, m-a lăsat în pace. Din când în când m-a întrebat. Da, am văzut ceva, ai mai studiat nou și mă bucur. Și multe lucruri, adică oricum aveam niște obligațiuni. Eu eram între frații mai mari, aveam trei surori mai mari, dar între frații eram mai mare. Și chestia asta, eu eram mâna dreaptă a lui. Să zicem, să batem o scândură la gard, să facem acolo o temelie undeva, sau lucruri de gospodărie. Și întotdeauna m-a învățat. Ciocanul trebuie să aibă locul lui. Și iată de unde se trage totul. Da, exact. Și el știa, avea și teasc în gospodărie și tot cele ce necesare. Dar avea un obicei și întotdeauna le știa vecinii. Că dacă ți-am împrumutat ceva, mă rog, se mai întâmplă, că să ajute vecinii. S-au împrumutat teascul, că nu fiecare putea să aibă un teasc, dar el făcea un vin deosebit și toată lumea știa de treaba asta. Dacă s-a împrumutat și ai zis pentru o zi, sau nu știu ce, îl aduci la timp acasă. Dacă nu îl aduci când trebuie, altă dată nu ți-l mai dau. Iată niște lucruri. Da. Și chestia asta m-a disciplinat, că eram alături cu el și el avea nevoie de susținerea mea și de ajutor. Nu știam că, iată, cum știam, noi am mai vorbit despre copilăria dumneavoastră și așa, dar parcă nu m-am prins că ați avut așa o copilărie foarte organizată, ca să spun așa. Și faptul că și mama și tata lucrau la petreceri, la nunți, mama gătind, tata cântând, cred că asta însemna o disciplină. Făcut la timp. Absolut. Și eu mi-am amintesc că aveam niște obligațiuni. Veneam de la școală și să vă spun de niște amănunte. Veneam de la școală și știam că în primul rând ce trebuie să fac, să merg cu vitele la adăpat. Era zi de iarnă, de vorbă. Că vara mergeau la păscut. Dar iarna vitele toate erau acasă, în grajd, trebuiau dat mâncare, trebuia făcut curat, mers cu ele la adăpat și era cam departe fântâna, eu am și un cântic, fântâna din Valea Sacă, era cam departe și veneam de la școală. Uneori, ținând cont de obligațiunile astea ale mele, nici nu mâncam. În primul rând mergeam să-mi fac treaba și după aceea mă linișteam. Fiindcă, într-un fel, taică-meu nu se întâmpla să ne pedepsească cumva. Dar iată chestia asta... De simț și moral. Da, că el așa spune, făceai prin exemple. Băi, îți dai seama că vitele astea exact au nevoie de apă și de mâncare ca și voi. Sau alte lucruri care sunt atât de finuțe. Da, da, da. Și chestia asta începeam să înțelegem, că acum eram mărișor, dar de fapt am început din copilărie, ba cu gâștele la păscut, pe urmă cu celelalte. Ei, ce să vorbim? O viață interesantă. Eu am atât de mult de povestit, că mi-amintesc că atunci erau via colhozului sau liviezile colhozului. Eu mi-amintesc că în via care era, nu prea amblam, dar noi ca copii știam o tufă din via colhozului care scoace prima. Cu toate că eu am prins niște lucruri acasă. Tata era un gospodar care avea tot felul de pomi, absolut, fiind copilul are nevoie de fructe. Și aveam și cireși de vreme. Dar oricum era mai gustoasă la Moș Gheorghe, la vecinul nostru. Și apoi el îi spunea la tata, măi băieți, dar uneori, de acum, fiind mai măricei, ne ceream voie de la el, fiindcă el avea altceva, alt fel de cireș, nu ca a noastră, și alt gust. Ei, oricum, era amintire frumoase, da. Sau Moș Gheorghe, care era vecinul nostru, mi-amintesc astăzi o chestie nimai pomenită. El venea
La noi când curățam la vie sau aveam treburi și el venea și că, băi Nicolae, hai cântă-mi, te rog, că leg eu via în locul tău. Uitați seama, ceva senzațional. Și eu eram, deja de copil eram artist. Trebuia ceva să cânt și îmi plăcea de fapt lucrurile astea. Învățam când și mă așezam, scriam, să le am în repertoriul meu. Și chestia asta a fost o dragoste pentru muzică. Parcă am ascultat o poveste acum, vă zic, povestea lui Ion Creangă, din poveștile lui Ion Creangă. Da, dar chestia asta, copilul de la țară, când este încadrat în activități de felul ăsta, rămâne ca amintire. Da, sigur. Și asta și e nemaipomenit. Că pentru copiii crescuți, născuți și crescuți la oraș, ceea ce povestiți pare așa, din film, adică copiii nu-și mai imaginează cum e asta, să te duci cu vaca la adăpat și să... Da, sau cu vacile la păscut, sau cu oile, sau cu gâște sau e multe lucruri. Dar în momentul ăsta, sau mai ales că la țară altă dată nu era apă. Și eu, fiind băiat, mama avea nevoie de apă pentru mâncare, pentru spălat. Și eu făceam naveta până la fântână și era cam departișor, undeva vreo 500 de metri. Era departe. Cu căldările la apă și duceam apă cu coromâsla. Dar eram atât deja de maestru. Nu știu ce înseamnă asta, sincer. Coromâsla era când puneai două căldări, una în față și alta în spate. Și eu de atât de mult, vreau să zic, că mă antrenasem în toată treaba asta, că nu puteai să te duci în mână. Vă dați seama, sau două căldări sau una, că cu apă e grele. Dar eu deja mă obișnuiți mai atât timp că eu mergeam fără să mai pun mâna pe această coromâslă. Eu deja o simțeam așa o chestie. Acum, firește că mai am probleme cu spatele, dar oricum... Apa era dusă, asta e important. Și eu făceam câteva ori pe zi treaba asta. Și într-atâta de acum antrenasem cât când obosea un umăr, treceam pe celălalt. Și ea trecea automat, îi făcea numai... Și trecea celălalt pe celălalt umăr. De atlet. Exact, adică un antrenament ca și mari sportivi. Da, ca la sala de forță. Adică era o chestie nemaipomenită. Să știți că pregătisem cumva altă zonă a discuției, dar mă bucur că ne-am întors așa frumos în trecut și ne-ați povestit frumos despre copilăria dumneavoastră. O să vă invit acuși să ne cântați, dar să ne spuneți repede cum a fost în ultima perioadă. Ați cântat, ați susținut concerte frumos, în țară. Frumos. Și vorbim despre Mărțișor. Da, e cu plăcere. Vreau să vă zic că noi în cadrul Mărțișor suntem foarte încadrați. De fapt, pornit festivalul Mărțișor cu o mare sărbătoare a colectivului nostru. Este vorba de 2 martie, care am avut 55 de ani a orchestrei folclor. O manifestare nemaipomenită și sigur că e un eveniment, de fapt, și pentru noi, dar și pentru țară. 55 de ani a orchestrei folclor. Avem, de fapt, în această orchestră oameni care sunt de la origine, cum este Vasile Iovu, care are 55 de ani de când e în activitate. Cei care au 45, care au 40. Maestru Neamțu, vreau să vă zic că la anul face 40 de ani în fața orchestrei. Sunt niște momente nemaipomenite. Și sigur că am avut spectacole și la Vărzărești Nisporen, și la Șoldănești Olescani, și la Sofia Drochea, și mai avem la Valea Perjului, și multe alte spectacole în cadrul Mărțișorului, și noi suntem, de fapt, mulțumiți și măguliți într-un fel, că avem această ocazie să ajungem în fața lumii. Da. Vă mulțumim tare mult, domnule Palis, pentru povești, pentru amintiri depănate la noi și pentru că ne-ați primit acasă la dumneavoastră cu și plăcere. Ne-ați arătat ce colecționați. Episodul 2, partea a doua a reportajului, cel cu murăturile, îl vedem mâine în emisiune. E extraordinar. Să știți. Da, mulțumesc mulțumim, mult. Mulțumim și noi. Ne cântați acum? Cu plăcere. Vă rog. Cu plăcere. Mersi tare mult. Doamnelor și domnilor, Nicolae Palis o să ne cânte pe final de ediție. Ca să încheiem frumos această emisiune, această ediție, vă îndemnăm să rămâneți aproape alături de Moldova 1. Mâine ne revedem de la aceeași oră, 17:30. Să aveți parte de o seară frumoasă, liniștită, alături de cei dragi și asta este cel mai important, să prețuiți fiecare clipă pe care o aveți la dispoziție pentru a petrece timp alături de cei pe care îi iubiți. Toate cele bune vă doresc, iar pe final de emisiune cântă Nicolae Palis. Haileanu stânge focul, haileanu mândra mea, în bal începe jocul, Elenuțo, draga mea. Vreau să fii în astă seară, haileanu mândra mea, cât o loacă lângă moare, Elenuțo, draga mea. Acolo
tot satul vine, hai Ileanu, mândra mea. Da, eu vreau să joc cu tine, Ilenuțo, draga mea. Că de-acu o vară întreagă, hai Ileanu, mândra mea. Îmi ești Leanu tare dragă, Ilenuțo, draga mea. Cine joacă lângă mine, toată vara-i merge bine. Bate tapa apăsat, așa ca la noi în sat. După mine, hai Ileanu, mândra mea. Dacă vrei să-ți fie bine, Ilenuțo, draga mea. Asta în casă la fereastră, hai Ileanu, mândra mea. Acu e vremea noastră, Ilenuțo, draga mea. Uite, Ileanu, începi jocul, hai Ileanu, mândra mea. Hai, nu sta, că-ți stă norocul, Ilenuțo, draga mea. Mândruliță, joacă bine, hai Ileanu, mândra mea. Ține pasă după mine, Ilenuțo, draga mea. Cine nu știa juca, nu știe și-a săruta. Cine nu știa sări, nu știe nici a iubi. Lasă știe lumea toată, hai Ileanu, mândra mea. Că ești cea mai mândră fată, Ilenuțo, draga mea. Ușurel și pe sub mână, hai Ileanu, mândra mea. În aceea săptămână, Ilenuțo, draga mea. Să jucăm o vară așa, hai Ileanu, mândra mea. Și-n toamnă mă însura, Ilenuțo, draga mea. Că mi-o zis măicuța iară, hai Ileanu, mândra mea. Ia băiete și te-n soare, Ilenuțo, draga mea. Dacă ai mândră frumoasă, hai Ileanu, mândra mea. Ne-ar fi s-o faci mireasă, Ilenuțo, draga mea. Și-o să facem nuntă mare, hai Ileanu, mândra mea. Să petreacă fiecare, hai Ilenuțo, uite așa.